Din păcate, canicula și insolația merg mână în mână, așa că este foarte bine să fim informați și să ne protejăm. Carmen Pavelescu, medic pediatru și doctor în medicină, este alături de noi. Bine ați venit, doamna doctor! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Bine v-am găsit! Ce este insolația, doamna doctor? Insolația este o afecțiune dată de injuria termică, de daunele termice asupra organismului uman. Vine să ne cauzeze niște probleme chiar foarte grave dacă nu ne dăm seama de ea, dacă nu o recunoaștem și nu luăm măsuri. Ce se întâmplă practic? Organismul uman, expus la o temperatură ambientală foarte mare, începe să se supraîncălzească, temperatura corpului crește până la 40 și peste 40 de grade Celsius. Ce se întâmplă mai departe? Apar fel de fel de mecanisme care duc la deteriorarea creierului și toate acestea duc la convulsii, comă, șoc și dacă nu se intervine, această boală este fatală. Deci trebuie să învățăm să o recunoaștem, pentru că ne chinuim cu toții. Hai să o recunoaștem corect. Și trebuie în să condițiile astea trebuie să o recunoaștem. Cum? Cu care siguranță. Sunt primele semne? Cu siguranță. Deci odată ce un organism merge și este expus radiațiilor termice, trebuie ținut cont de mai mulți factori. În primul rând, de factorii de mediu. Ei vin cu temperatura ambientală crescută și cu umiditate. Umiditatea nu ne dă voie să transpirăm și atunci nu o să putem să ne scădem temperatura corpului. Deci ăștia sunt factorii de mediu. Factorii care țin de organismul uman vin cu persoanele care au comorbidități, care au afecțiuni cardiace, afecțiuni renale, afecțiuni hepatice, pacienți care iau medicamente care scad tensiunea, medicamente diuretice și toate acestea accentuează deshidratarea în condițiile unei expuneri prelungite la temperaturi extreme. Acum vorbim extreme. De situații în care insolația ne poate pune probleme foarte mari. Dar să vorbim de o insolație normală, pur și simplu din cauza expunerii la soare. Insolația normală intră în categoria bolilor termice. Bolile termice vin în etape, tocmai de asta și spuneam, dacă ținem cont de particularitățile organismului, la vârstele extreme, la persoanele foarte tinere, la copii, agresiunea razelor soarelor și a căldurii este mult mai mare, pentru că ea o suprafață corporală mai mare raportat la greutate, atunci schimburile termice se întâmplă mai mult în sensul la creșterii temperaturii copilului față de pierderile care duc la scăderea temperaturii. Deci termoreglarea la un copil este mult mai ineficientă, ca să spun așa, față de un adult. Pe ce criterii? Criteriile care țin de glandele sudoripare, pentru că ele chiar dacă sunt, nu funcționează ca la un adult. Și atunci copilul nu poate să dezvolte imediat o transpirație excesivă care să-i producă această scădere a temperaturii corpului. Pe lângă toate acestea, sângele, volumul de sânge la un copil este mai mic și atunci vazodilatația care se întâmplă în periferie la adult și vine și îl ajută pe criteriile acestea de termoreglare și să-și scadă temperatura, iarăși nu funcționează și atunci suntem în pericol ca un copil să se supraîncălzească. Suntem tentați să-i punem o pălăriuță pe cap, să zicem gata, ai pălărie pe cap, e ok. Și totuși pe căldurile astea o pălărie e de ajuns? Nu, nu este de ajuns, pentru că întotdeauna când o să stăm într-un mediu care are o temperatură mai mare decât a corpului nostru, apar schimburile termice. Și atunci organismul copilului se supraîncălzește, chiar dacă el nu mai este în rază directă, dar el este în contact cu mediul înconjurător care are temperatura mai mare. Temperatura. Soarele direct? Soarele direct, evident că supraîncălzește, dar gândiți-vă la accidentele care au loc în mașină cu copii uitați, pentru că dacă stăm să vorbim de insolație, acolo, de fapt. Trebuie să ne gândim la supraîncălzirea organismului, mai ales din spațiile acestea închise. Și am văzut foarte mulți părinți care, apropo, își lasă copiii în mașină, în benzinărie, de exemplu, până se duc să plătească și se întorc, dar e vorba de minute în care temperatura interioară crește și copilul respectiv se supraîncălzește. Deci nu asociem insolația cu bătutul soarelui în cap. Nu. Că, cumva, ai dreptate, așa era. Păi m-am bătut soarele în cap și am făcut insolație. Da, te ia cu durere de cap și lumea mereu asocia chestia asta. Ca să putem să și recunoaștem cu ușurință, vorbeam de simptomatologie și trecem în etape, pentru că vorbim de bolile termice. Bolile termice sunt cam 5 așa clasificate. Ultima este această afectare dată de radiațiile ultraviolete și insolația. Deci ea este cea mai gravă și fatală. Trecem de la arsurile solare, care sunt pe primul loc, trecem apoi la crampe, pentru că trebuie să vorbim de insolație în prezența efortului fizic sau în absența efortului fizic. Trebuie avut grijă la sportivii de performanță care se antrenează la temperaturi extreme, trebuie să se hidrateze foarte bine ca să poată să depășească toate aceste fenomene de termoreglare. Și mai
departe, trecem la sincopă. Ce se întâmplă cu un organism care stă foarte mult timp expus la o temperatură crescută? Leșină. Când încearcă să se ridice de pe șezlong, are acea senzație de amețeală și că își pierde pur și simplu echilibru și poate să cadă. Da, dar este o reacție imediată a organismului, pentru că noi ne protejăm de căldură prin vazodilatație. Adică organismul încearcă în periferie să dea drumul sângelui pentru ca să se producă schimbul termic. Să putem să scăpăm de căldura excesivă, să începem să transpirăm și să ne scădem temperatura. Când aceste mecanisme nu mai funcționează, ce se întâmplă? Trecem mai departe, unde injuria termică vine și generează alte afecțiuni care merg până, așa cum vă spuneam, comă, șoc, dacă nu se intervine. Ce trebuie făcut? Că dacă când ne adresăm medicului, că trebuie să ne dăm seama ce putem să rezolvăm noi și ce poate rezolva doar un medic. Consensul internațional, apropo de cum identificăm și cum tratăm această insolație, vine pe identificarea unei temperaturi extreme, vă spuneam, febră, peste 40 de grade. Au fost organisme care au mers chiar până la 46 de grade, dar au fost rezolvate. Au fost și oameni care au avut sub 40 de grade, dar care au decedat. De asta și spun, este fatală, trebuie recunoscută, pentru că asociată febrei este această tulburare neurologică, apar convulsii, persoana respectivă începe să vorbească mai ciudat, devine somnolent, sunt fel de fel de tulburări neurologice pe care le putem observa la o persoană pe care o cunoaștem și odată asociată expunerea termică, febra și aceste tulburări neurologice de care spun, trebuie sunat la 112 pentru că acea persoană are nevoie de îngrijiri medicale, dar ajutați-l până vine echipajul medical să-i scădeți temperatura. Uh-huh. Organismul respectiv fie trebuie întins, pus un cearceaf și pus niște pungi cu gheață deasupra ca să-i răcim organismul, sau îi punem niște pungi de gheață la sub braț, inghinal, în jurul gâtului, ca să putem să-i favorizăm răcirea. Da. Și acest lucru este valabil și mai ales pentru copii. Mulțumim pentru foarte că mult. E mai complicat. Mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile. E clar că trebuie să respectăm orele de expunere la soare. Asta este ceva foarte important și crema de protecție bănuiesc că este de asemenea foarte importantă. Nu este de jucat cu expunerea la soare. Mulțumim din suflet. Să salvăm persoanele aflate în situații de genul acesta, trebuie intervenit imediat. Și să facem cumva să nu ne aflăm în aceste cu situații. Siguranță.